Mama era fixată pe treaba asta și îi spunea că singura condiție să iasă de acolo e să promită că nu se va mai vedea cu acest bărbat. De ce n-a mințit-o? Asta zic, de ce nu a mințit-o că da, o să promit, lasă-mă să ies. Salutare, fan True Crime, și bine v-am găsit! Dacă vi se pare că mă cunoașteți de undeva, e probabil de la acest cont de TikTok. Chiar dacă nu mă cunoașteți, e bine, eu sunt Ceci, iar aici o să vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Vreau să încep acest videoclip prin mii de mulțumiri pentru toate mesajele pe care mi le trimiteți, ca de obicei. Și bineînțeles că acest videoclip este făcut la cererile voastre pentru cine mare pe Instagram și a votat la polul de mai devreme. Astăzi o să vorbim despre nimeni alta decât Blanche Monnier și pentru cine știe despre povestea tragică a săracei fete, știți deja ce urmează, este extrem de oribil și extrem de trist. Iar pentru cine nu știe, țineți-vă bine, urmează un videoclip destul de tulburător, cel puțin pentru mine, m-a șocat toată povestea asta. Și înainte să încep, bineînțeles că o să fac un mic mare disclaimer în care să vă zic că acest videoclip conține informații și imagini care pot afecta emoțional, este făcut în scop educațional și dacă mâncați, lăsați mâncarea aia deoparte, oricum o să vă mai dau un mic disclaimer înainte să înceapă toate părțile astea destul de deranjante, să nu le zic scârboase, că nu-mi place cuvântul ăsta, îmi pare rău. Vreau să vă pun o întrebare totuși. Cu toții știm despre poveștile cu răpiri și probabil tuturor ne e frică să nu fim răpiți în viața asta și să fim ținuți captivi în, nu știu, într-o cameră întunecată sau ceva, sau și mai rău să ni se întâmple ceva și mai rău decât să fim ținuți captivi. Dar oare v-ați gândit vreodată ce s-ar întâmpla dacă răpitorul vostru ar fi propria voastră mamă? Can you imagine? Asta mă sperie pe mine, că ok, dacă aș fi vreodată răpită, să zicem că într-un fel sau altul aș accepta treaba asta, aș, nu știu, bine, îți vă dați seama că nu aș accepta inițial, dar dacă ar fi să fiu ținută captivă pentru mai mulți ani, ok, accepti ideea în capul tău, dar tu îți dai seama să fie cineva foarte apropiat ție, gen mama ta sau fratele tău sau, nu știu, oricine altcineva care îți e foarte apropiat? Lăsați-mi răspunsurile voastre în comentarii și dacă toți sunteți pe acolo, nu uitați să lăsați și un like și un subscribe, mă ajută extrem de mult, știți deja cât de mult apreciez susținerea voastră, așa că hai să-i dăm bătaie! Blanche Monnier s-a născut pe 1 martie 1849 și s-a născut în acest orășel din sud-vestul Franței. Ea s-a născut în această familie destul de bogată, să spun așa, și locuiau în această casă foarte spațioasă cu două etaje. O să vedeți de ce e chestia asta importantă mai încolo. Familia ei era o familie de aristocrați și era foarte respectată de comunitatea lor. Să vă zic puțin despre părinții ei. Pe tatăl ei îl chema Charles-Émile Monnier și el era directorul unei școli de artă din localitate, iar pe mama ei o chema Louise Monnier, îi se spunea Madame Monnier. Ea nu lucra, dar era foarte respectată pentru că bani. Atât aveam de spus. Și ea era cea care se bătea cu pumnul în masă și ea făcea regulile în casă și era o femeie destul de strictă cu copiii ei. Și sincer mă cam miră treaba asta că ea era cea care făcea regulile în casă, pentru că 1850, unde vedeai tu o femeie să fie stăpâna casei? Blanche mai avea și un frate mai mare pe care îl chema Marcel și era un băiat destul de deștept. El a crescut ajungând acest avocat de succes și el era într-un fel sau altul mândria familiei, știți voi, copilul ăla preferat, pentru că vrem sau nu vrem, dacă sunt mai mulți copii într-o casă, unul din ei este copilul preferat, ok? Eu sunt aia la mine, familie. Acum să ne întoarcem la Blanche. Copilăria ei a fost una destul de clișeică pentru clasa ei socială. A crescut luând tot felul de lecții pentru bune maniere și învățând cum să aibă grijă de o casă, bineînțeles. A crescut ajungând această domnișoară extrem de frumoasă, cu niște ochi foarte mari și sclipitori și cu un păr creț. Efectiv, era foarte, foarte, foarte bună la suflet și chestia asta a făcut-o să fie foarte cunoscută în acea comunitate și să atragă foarte mulți bărbați de o clasă socială foarte înaltă și fața era că acești bărbați nu erau neapărat atrași de ea pentru faptul cum arăta, dar pentru faptul că era foarte bună la suflet și pentru că era foarte manierată. Ei încercau să demonstreze că ei sunt într-un fel sau altul un fel de husband material, dar Blanche nu era atât de interesată de ei și o să vedeți imediat de ce, dar în fine, trecem mai departe. 1871, Blanche are 22 de ani, iar mama ei o ține cu un program foarte, foarte strict, la modul, îi spune la ce oră se trezește, la ce oră se culcă, la ce oră mănâncă. Efectiv,
e ținută sub papuc și, în special, ea avea un program foarte strict la cu ce bărbați trebuia să se întâlnească, pentru că în punctul ăsta ea are 22 de ani și pentru că anii 1800, sunt foarte fericită că nu m-am născut în perioada aia, mama ei îi căuta un viitor soț lui Blanche pentru că n-a era timpul să se căsătorească. Masă s-a uitat în ochii mamei și a zis: mamă, sunt îndrăgostită de altcineva. Drop the mic. Vă zic și de cine s-a îndrăgostit Blanche. Ea a pus ochii pe un bărbat care era cu mult mai în vârstă decât ea și era avocat, doar că nu avea absolut niciun client și astfel era sărac. Nu avea bani. Acest bărbat, pe lângă faptul că era cu mai mulți ani mai în vârstă decât ea, nu era de aceeași clasă socială, care vă dați seama că a fost o foarte mare problemă, pentru că până la urmă Blanche venea din această familie de aristocrați și această familie foarte respectată în localitate. Ea trebuia să se căsătorească cu cineva de aceeași clasă socială, da? Deși familia ei s-a împotrivit, Blanche tot a ținut strâns să le spună că vrea să se căsătorească cu acest bărbat și de aici începe toată tragedia și toată nenorocirea, pentru că această fată nu are voie să îndrăgostească de nimeni altcineva decât cineva ales de mama ei. Nu la mult timp după asta, tatăl ei a murit, din păcate, și cred că ăsta a fost punctul în care mama ei a pus mai multă stăpânire pe Blanche și a început să devină din ce în ce mai strictă și să aibă mai mult control asupra ei. Blanche tot continua să se vadă noapte de noapte, să se furișeze afară din casă și să se întâlnească cu iubitul ei, iar lumea a început să vorbească și lumea a început să audă tot felul de bârfe cum că Blanche este împreună cu acest bărbat, iar treaba asta a început să declanșeze foarte multe certuri și foarte multe vorbe aruncate din stânga și în dreapta, foarte multe amenințări. Blanche îi spunea mamei ei că o să fugă de acasă, mama ei spunea că o să o închidă în casă și știți voi, tot felul de treburi. Iar toate astea au durat până când în 1887 mama ei s-a săturat de toate aceste bârfe și de toată această lume care venea la ea să îi spună de ce se întâmplă cu fata ei. Și într-o seară, când Blanche venea acasă de la furișat, urca scările liniștită, iar în capătul scărilor o aștepta nimeni alta decât Madame Monnier și Marcel, fratele ei. Și asta mă deranjează pe mine, că ei au plănuit toată treaba asta. Au înșfăcat-o pe Blanche și au dus-o până în podul casei, într-o cămăruță, unde au aruncat-o înăuntru. Era extrem de întuneric, nu se vedea absolut nici pic de lumină în acea cameră. Și au încuiat acea ușă cu un lacăt. Acel lacăt nu puteai să-l deschizi foarte ușor. Nici dacă aveai cheia, nu puteai să-l deschizi foarte ușor. După ce a aruncat-o înăuntru și a încuiat-o, i-a spus lui Blanche că singura condiție prin care o să o lase afară din acea cameră e să promită că se va despărți de iubirea vieții ei și nu se va mai vedea niciodată cu el. Dar Blanche era îndrăgostită. Ea nu avea de gând să facă treaba asta, nu avea de gând să promită că nu o să se mai vadă cu bărbatul ăla. Nu știu cât de mult poți să iubești un om încât să faci ce a făcut ea. A refuzat să promită această treabă și cred că atunci cam a fost momentul în care a realizat că acea cameră era de fapt pregătită pentru ea. Tot ce se afla în acea cămăruță era un pat foarte vechi cu o saltea făcută din paie și a încercat să găsească niște lucruri în jurul ei care ar fi putut să o ajute să scape de acolo, dar tot ce se afla acolo erau bucăți de mobilă care erau nefolositoare și erau foarte vechi. Și a și încercat să iasă pe geam, doar că atunci a realizat că geamul era de fapt acoperit de bucăți de scânduri bătute în cuie și ăla era motivul pentru care nu era absolut pic de lumină în camera aia. Și încep să treacă zile cât e închisă acolo, de fiecare dată când mama ei venea la ușă să vorbească cu ea, Blanche o implora să o lase să iasă de acolo, dar mama era fixată pe treaba asta și îi spunea că singura condiție să iasă de acolo e să promită că nu se va mai vedea cu acest bărbat. De ce n-a mințit-o asta? Zic, de ce nu a mințit-o că da, o să promit, lasă-mă să ies. Tot ce mânca Blanche erau resturile de mâncare pe care îi le aducea mama ei după ce mâncau ei la masă liniștiți și avea un fel de găurică în colțul ușii de la acea cămăruță, un fel de găurică de aia de șoricei, știți, ca la Tom și Jerry, unde îi dădea resturile de mâncare, bucăți de pâine, bucăți de legume mâncate, tot felul. Treaba asta a început să devină din ce în ce mai rău, pentru că nu îi dădea voie nici să meargă la baie și singura soluție e să își facă nevoile în aceeași cameră unde dormea, deci cred că începe să vă imaginați de fapt ce urât începea să miroasă și ce mizerie începea să facă în acea cameră. Și deși mama ei spera că la un moment dat s-ar putea să-și scoată fata de acolo după ce va promite ce trebuie să promită, ce nu știa Madame Monnier e că
Blanche și-a promis că nu o să-l lase niciodată pe acest bărbat și, mai presus de toate, nu o să ajungă niciodată la mila mamei ei. Această captivitate din zile s-a transformat în săptămâni, săptămânile s-au transformat luni, iar lunile s-au transformat ani. Chestia care mă deranjează foarte tare e că mama ei și Marcel, fratele ei mai mare, și-au continuat viața liniștiți și de fiecare dată când oamenii îi întrebau de ce s-a întâmplat cu Blanche sau unde a dispărut, ei au început să născocească tot felul de povești, cum că ar fi plecat în Anglia la școală, iar după câțiva ani, când ar fi trebuit să termine acea școală, au început să spună cum că s-a întâlnit cu un bărbat, s-a căsătorit cu el și s-a mutat în Scoția, iar alți oameni au spus că, de fapt, Madame Monnier și Marcel au spus că Blanche a dispărut peste noapte, dar nu au făcut nimic în legătură cu asta și nici măcar nu s-au închisit să sune la poliție sau să o dea dispărută. Într-adevăr, nimic suspicios despre asta. Nu înțeleg cum ei nu au reușit niciodată să fie suspectați de astfel de treburi sau să fie prinși, dar cred că era și avea legătură și cu clasa lor socială, pentru că când ai bani, și ziua de azi e la fel, când ai bani sau când ești de o clasă socială foarte înaltă, lumii îi e frică, pentru că ei poate să scape basma curată cu orice, pentru că na, dacă ai bani. Treaba asta e din 1800 până în 2023, nu știu cum să vă zic, deja sunteți conștienți de treaba asta. Acum primele săptămâni de captivitate, Blanche urla că toți țineau plămânii ca să încerce să găsească ajutor și să iasă de acolo și bătea cu pumnii, cu picioarele în ușă până când se umplea de sânge și de vânătăi, iar vecinii bineînțeles că auzeau toate aceste țipete și când o întrebau pe Madame Monnier de unde veneau și cine țipa după ajutor, ea spunea că avea grijă de un membru al familiei care avea probleme mentale. Și treaba asta era destul de normală prin anii 1800, așa că vecinii nu prea s-au sinchisit să descopere ce se afla în podul casei. Și când Blanche a realizat că nu o să fie lăsată afară din acea cameră prea curând, a început să țină cont de zilele care trec zgârind peretele de fiecare dată când primea mâncare, pentru că mâncare relativ, mâncare, resturi de mâncare, pentru că ea primea această mâncare o singură dată pe zi și asta era singura modalitate prin care putea să țină cont, pentru că nu prea putea să țină cont de cum dormea, pentru că efectiv nu puteai să dormi în acea cameră. Nu știu cum ar putea să doarmă cineva într-o cameră de genul. Și bineînțeles, pentru că resturile de mâncare se adunau și ea mergea la baie tot în aceeași cameră, într-un colț al camerei. Tot ce avea în acea cameră era această saltea și acest pat. Acea închisoare să fie invadată de tot felul de gândaci și de șobolani, care Blanche a zis că acei șobolani au cam ținut companie, ceea ce nu pot zic că era ok, doamne ferește, nu pot zic că e ok, dar măcar n-a fost singură. Not funny. Not funny. Acum o chestie care mă frustrează foarte tare și cu siguranță o să vă frustreze și pe voi. Anul 1885, Blanche e ținută captivă de 8 ani de zile încoace. 8 ani de zile. Bărbatul vieții ei, iubirea vieții ei, pentru care motivul pentru care a fost ținută în acea cameră, moare. Iar, nu știu, mama ei cred că în punctul ăsta se obișnuise cu Blanche fiind acolo și cred că se obișnuise cu faptul că are un animal în pod, efectiv o trata pe fata ei ca pe, mai rău ca pe un animal, mai rău ca pe un câine. Săracul om nu a aflat niciodată ce s-a întâmplat cu Blanche, iar Blanche nu a aflat niciodată că acest om a murit. Când motivul pentru care e ținută captivă a murit. Madame Monnier, ascultă la mine. Tu o țineai pe fata asta captivă ca să nu se vadă cu omul ăsta. Omul ăsta a murit. If 2 plus 2 is 4, scoate-o pe fata asta afară, că nu mai ai nici motiv. Nu știu cât de malefică să fii sau câtă ură să ții pe propria ta fată că s-a îndrăgostit de un om. Madame Monnier continuă să o țină pe fata ei prizonieră și să... Deja nici măcar nu-i mai dădea de mâncare, îi dădea așa foarte puțin sau când își aducea aminte. Mai ales că anii trec și mama ei îmbătrânește și nu mai are putere și au tot felul de servitori în casă care, într-un fel sau altul, erau conștienți de ce se întâmplă în podul casei și ei erau cam cei care începeau să îi ducă aceste resturi de mâncare lui Blanche și să îi ducă apă. Cred că îi duceau apă, sigur îi duceau și apă, că nu avea să trăiască atâta timp fără apă. A ținut-o așa până când, pe 23 mai 1901, primăria orașului primește această scrisoare anonimă în care scria ceva de genul, stați că trebuie să vă citesc, am onoarea să vă informez despre această tragedie. Există o bătrână ținută captivă în podul casei familiei Monnier, lăsată să moară de foame și înconjurată de mizerie și se află acolo de 25 de ani încoace. Dragi oameni, fata asta a fost ținută acolo 25 de ani, jumătate din viața ei.
Bine, nu chiar jumate, dar aproape jumate din viața ei. Autoritățile au fost trimise la această casă să investigheze și când au intrat în casă, totul părea perfect normal și foarte curat, dar când au început să se îndrepte spre pod, deja de pe scări se simțea o duhoare extrem de oribilă, ca și cum ceva ar fi putrezit, bine, ceva putrezit. Ei ajung în fața ușii care era încuiată cu un lacăt și au doborât ușa jos și au intrat în această cămăruță care era complet întunecată, niciun pic de lumină, iar bineînțeles că s-au dus direct la geam și au dat scândurile alea jos care erau bătute în cuie și atunci au descoperit toată teroarea care se afla în acea cameră. Blanche era într-un colț al camerei pe acea saltea făcută din paie, era goală, dezbrăcată, îngropată în mizerie și gândaci. Ea nici măcar nu s-a obosit să dea acei gândaci de pe ea, nu mai avea absolut deloc putere. Și toată mizeria din cameră era mai ales făcută din toată această mâncare putrezită, tot felul de carne, pește, legume, tot felul de resturi de mâncare care sunt în acea cameră de 20 de ani încoace. Ei s-au uitat în împrejurul lor și au realizat că toți pereții sunt zgâriați cu numărătoarea zilelor și foarte multe cuvinte scrise pe perete, precum libertate. Eu nu pot să-mi dau seama, acest caz e atât de trist și atât de tulburător. Cum poți să faci treaba asta propriei tale fiice? Nu înțeleg, dar oricum. Ca să înțelegeți cât de oribil era toată această situație și cât de oribil mirosea, autoritățile erau obligate să iasă la fiecare 2 minute din acea cameră pentru că te intoxicai. Nu puteai să stai acolo mai mult de 2 minute. Era oribil. Nu puteai să respiri nici măcar pe gură. Era o situație toxică. Eu nu pot. Eu mă mir cum de această femeie a reușit să supraviețuiască atâta timp. Ei s-au dus la Blanche și au învelit-o într-o pătură pentru că era dezbrăcată și trebuiau să aibă foarte mare grijă cu ea pentru că ea, în punctul ăsta, era o femeie de 51 de ani și cântărea doar 24 de kilograme. S-au dus-o direct la spital unde acolo a fost spălată și îmbrăcată pentru prima dată în 25 de ani și ea își cam pierduse glasul, ea își cam uitase cum e să vorbești și nu putea să scoată nici măcar un cuvânt. S-a chinuit și a încercat să le mulțumească foarte politicos celor de la spital că o ajută să se spele. Madame Monnier și Marcel sunt arestați, bineînțeles, și în punctul ăsta mama ei avea 75 de ani și avea diferite probleme la inimă și din cauza că avea aceste probleme, erau destul de grave, a fost băgată direct în infirmeria pușcăriei unde a fost băgată. Ea nici măcar nu a fost pusă într-o celulă, a fost pusă direct la pat. Vă dați seama că toată această știre, toată această situație a rupt ziarele, era pe prima pagina ziarelor, toată lumea a ieșit în stradă să sărbătorească faptul că Blanche a fost salvată și toată lumea era foarte nervoasă pe ce a făcut mama ei, pe ce a făcut Madame Monnier și ea era această femeie foarte respectată de această clasă înaltă și toată lumea era atâta de furioasă, atâta de nervoasă și au început să arunce tot felul de amenințări în stânga și în dreapta și cred că ăsta a fost momentul în care Madame Monnier a realizat ce a făcut și cât de gravă e situația. Ea nu realiza, ea credea că toată treaba asta e normală. Și pentru că avea aceste probleme la inimă, la 15 zile după eliberarea lui Blanche și arestul lui Madame Monnier, ea a decedat. A murit. Nici măcar nu a reușit să-și primească o pedeapsă. Nici măcar, abia a fost 15 zile, 2 săptămâni și o zi a stat arestată și a stat într-un pat. Nici măcar nu a stat într-o celulă să o bată cineva pentru ce a făcut. Aparent, ultimele ei cuvinte, pentru că ea realizase cât de gravă era situația, ultimele ei cuvinte au fost: o, draga mea Blanche, cum ar veni, ce rău îmi pare, ce s-a întâmplat cu tine, cine ți-a făcut ce ți-a făcut, tu i-ai făcut ce i-ai făcut. În fine, totuși a avut decența să își lase toată averea, să scrie în testament că își lasă toată averea oamenilor care o să aibă grijă de Blanche, ceea ce nu face deloc situația mai bună. Adică bine, într-un fel, într-o foarte mică măsură, dar ea a creat toată situația asta.
Marcel, fratele ei, care era extrem de conștient unde se afla sora lui și ce se întâmpla în podul casei, se mutase din acea casă într-o casă învecinată împreună cu soția ei și eventual au și avut o fică. Iar după ce a fost arestat, el, bineînțeles că a dat toată vina pe mama lui, care în punctul ăsta murise, și a spus că el de fapt era controlat de ea și că a și încercat să o facă pe Blanche să fie cât mai confortabilă în acea cameră și să se ducă și să vorbească cu ea din ușă. La proces el a mai și dezvăluit că de fapt mama lui se ducea peste noapte ca să o prindă pe Blanche cu lanțuri în patul din acea cameră, pentru că ea mereu se ridica și tot bătea cu pumnii și picioarele în ușă și făcea foarte multă gălăgie și eventual se ducea de câteva ori pe săptămână ca să o lege. De ce mi-a venit în față cu treaba asta? De ce? Mama ta a murit. Măcar taci. Tot la acel proces, mai mulți servitori din casă au ieșit în față spunând că și ei cam știau ce se întâmplă în podul casei și că Blanche se afla acolo, doar că nu au spus niciodată nimic din diferite motive, precum că li s-a spus că Blanche are probleme mentale și că de asta este închisă în pod. Și pe lângă asta le era foarte frică să nu fie și ei arestați ca fiind complici la această crimă oribilă. Iar inițial Marcel a fost trimis la doar 15 luni de închisoare, dar a fost eliberat aproape imediat după ce a primit această sentință, pentru că în perioada aia, în Franța, nu exista nicio lege care să zică că tu trebuie să eliberezi pe cineva în captivitate pe care nu l-ai închis cu mâna ta. La modul, dacă eu știu pe cineva care a închis pe cineva într-o cameră și acolo de 25 de ani, eu nu am nicio obligație să mă duc să eliberez acea persoană. Și plus că Marcel era avocat, deci vă dați seama cât de frumos a mers acest proces. Și a fost eliberat. Marcel a rămas în libertate. Bineînțeles că nu a durat mult până când să fie amenințat de foarte mult localnici foarte furioși și Marcel a fost nevoit să ia, să-și ia soția și fata și să se mute în alt oraș unde s-au ascuns de toată lumea. Erai avocat, aveai foarte multă putere să o scoți pe sora ta de acolo. Erai conștient de ce se întâmplă. 25 de ani de zile. N-aveți pic de creier. Nu, creier aveau, că știau ce se întâmplă. Nu aveau pic de resentiment către această situație. Pe lângă toate astea, vecinii au spus că ei auzeau tot felul de țipete de ajutor și tot felul de urlete și bătăi din podul casei, doar că, fiți atenți, în anul 1900 era perfect normal să îți închizi copiii cu boli mentale în podul casei. Să-i ții ascunși. Pentru că oamenii cu boli și oamenii cu dizabilități și tot felul nu erau deloc acceptați în perioada aia, erau foarte puțin acceptați și mai ales dacă erai o persoană de clasă înaltă și aveai un astfel de membru al familiei cu probleme, trebuia să-l ții ascuns pentru că ți-aducea rușine în familie. Acum, cea mai importantă întrebare, ce s-a întâmplat cu Blanche? Ei bine, ea suferea, inevitabil suferea de extrem de multe boli, mai ales boli mentale. E o listă de tulburătoare, o să vă zic imediat. Ea suferea de anorexie, în primul rând, de schizofrenie, de exhibiționism, cred că așa se zice, care e practic o boală în care tu vrei toată atenția asupra ta, dar e o boală destul de gravă, și ea suferea și de scatofilie. Pentru cine nu știe ce e scatofilia, o să încerc să vă explic cât de frumos pot eu. E practic o boală prin care tu ai plăceri, tu te simți foarte bine atunci când ai contact cu excremente, cu fecale. Ați înțeles voi. E oribil. Vă dați seama să aveți boala asta? Oribil. Ea a fost pusă într-un spital psihiatric din orășelul Blois din Franța și a stat acolo până în 1913, când a murit la vârsta de 64 de ani. A ieșit în libertate, dar a fost ținută în acest centru psihiatric. Pentru că nu putea să iasă în lume de la ce traumatizată era. Acum despre scrisoarea anonimată care a ajutat autoritățile să o găsească pe Blanche și să o scoată în libertate. Nimeni nu știe de fapt cine a scris acea scrisoare, nu s-a aflat absolut niciodată. Foarte multe speculații cum că ar fi fost Marcel, care se simțea vinovat pentru ce s-a întâmplat cu sora lui, sau că era o servitoare din casă care efectiv nu mai putea să țină secretul, care afla ce se întâmplă acolo și nu putea să mai țină pentru ea. Și sincer cred că a doua variantă e puțin mai plauzibilă, pentru că Marcel putea să facă. Marcel a fost cel care a ajutat să o închidă acolo. Marcel cred că a fost cel care a plănuit pe jumătate toată această treabă. Nu cred că a fost el. Cred că a fost o servitoare sau cred că a fost un vecin care
Nu mai suportau. După ce a murit Blanche, casa a început să devină foarte, foarte, foarte populară. Lumea stătea la coadă în fața casei doar ca să o vadă pe din afară. Era, efectiv, era într-un fel o casă de asta muzeu, știți voi, ca casa lui Ed Gein și tot felul. Doar că, la un moment dat, pentru că toate astea s-au întâmplat în anii 1900, casa, în momentul de față, este 100% renovată, este încă în picioare, doar că nu mai există absolut nicio urmă cum că în această casă s-a întâmplat această crimă oribilă și atât de tristă. Dar, da, toată treaba asta s-a întâmplat cu mai mult de un deceniu înapoi. În 1900. E un caz extrem de oribil și un caz extrem de trist și sincer vreau să vă aflu părerile voastre. Nu ne secret, din această fată minunată, din această frumusețe de fată a ajuns să arate în halul ăsta și să fie atât de bolnavă și să aibă o viață atât de cruntă doar pentru că mamei ei nu i-a convenit cu cine se pupa, de cine era îndrăgostită. Dacă ați ajuns până la finalul acestui videoclip, vreau să vă mulțumesc că m-ați ascultat și că ați stat să fiți terorizați. Știu că nu e un caz atât de oribil precum alte cazuri pe care le-am făcut sau pe care urmează să le fac, dar simțeam nevoia să împărtășesc acest caz cu voi și pe lângă treaba asta voi ați ales să vă povestesc despre el. Vă mulțumesc că ați rămas până la sfârșit. Dacă toți sunteți aici, nu uitați să lăsați un like, un comentariu cu următorul criminal despre care vreți să vorbesc. Am extrem de mult și nu uitați să veniți și pe Instagram unde pun tot felul de poll-uri și tot felul de update-uri cu perioada în care o să postăm și nu uitați să veniți și pe TikTok unde încerc să postez cât mai des. Încerc, credeți-mă, sunt... Oh, e extrem de mult, dar atât am vrut să vă zic. Vreau să aflu părerile voastre despre acest caz. Până data viitoare, stay safe! Și am terminat. Mi s-a rupt scaunul, efectiv, deci fii atent, fii atent. Mi s-a rupt scaunul. Refuz! E scaunul meu preferat! Stai, s-a dus. E scaunul meu preferat. Cred că în următorul videoclip nu o să mă vedeți cu scaunul ăsta.